Și când cineva din rude e supărat, e trist, e... Da? Și tu treci prin ce ai de trecut și ruda e plecată la oricine ar fi din rude, oricine. Mm-hmm. E plecat la servici sau e plecat la o plimbare sau e plecat pe o zi, pe două, undeva și când se întoarce, tu ai trecut prin ce ai avut de trecut, ți-ai lămurit niște lucruri, ai sărit în alt timp. Și ruda ta, când vine, când se întoarce, a trecut o săptămână, a plecat în concediu, nu? Și se întoarce tot așa supărată cum era și tu nu înțelegi. Dar cu ce am greșit? Dar cu ce am făcut? Și plângi și nu înțelegi și nimic, da? Acceptăm de ce că e supărată. E tot acolo în timpul ăla. Pentru că tu când sari dintr-o lume în alta, îți lămurești, da? Și sărind înapoi, iar ai niște nelămuriri tu acolo, în lumea aia la altă, unde ruda ta e veselă, să zicem. Dar tu ai niște și ceva n-ai înțeles sau n-ai fost de acord sau altceva, nu știu ce să zic, că trebuie să fii și de acord și așa. Și ai sărit în timeline-ul unde era ruda tristă. Și ruda n-are nicio treabă. Ea poate că e veselă, bine, mersi. Dar tu o vezi așa pentru nu știu cât timp, până se clarifică niște lucruri energetice. Și tu, pe o clipă, și iar o vezi așa supărată și începi, dar ce ești tot supărat? Dar ce ai? Că eu nu știu. Și omul nu înțelege.